Bună ziua, dragii mei! Maestrul Ciprian Crețu ne propune o poezie care se numește Femeia Flutur. De-abia atinge aerul cu aripa, e atât de ușor pe cum un fulg, când vine frumusețează clipa și nici o mângâiere nu-l ajung. Nici cel mai mare pictor de pe lume nu poate face asemenea culori, asemenea desene, și anume de vrei să le atingi, îți dă fiori. Sunt zeci de specii de fluturi pe planetă, care de care mai mari și mai frumoase. Această vietate sensibilă, cochetă, cu aripioare fine, cu atingeri de mătase. Și totuși insectă veșnic neliniștită, ca și femeia zburând din floare în floare, fragilă ca femeia când nu este iubită. Tu, fluture femeie, iubirea nu te doare. Tu, om, femeie, flutur cu suflet de iubire, ce stare te apasă, de liniștea-i pribeagă, aripiliți frânte, n-ai pic de fericire, iar inima ți-i ruptă și nu mai e întreagă. Ești o nefericită și acum rătăcești drumul, iar inima ți-i frântă și nu-ți găsești iubirea. Iubirea ce ai avut s-a deșirat ca fumul și greu te apasă dorul, lipsește fericirea. Te chem să vii spre mine cu drag, femeie flutur, să-ți întărești aripa și inima cu viață, să-ți repari iubirea de gânduri, să te scutur, să-ți dau și fericire și zâmbetul pe față. Să vii, femeie flutur, cu aripile întinse, întinse spre iubire și un dram de fericire. Femeia este omul ce are dor și vise, trăiește din dorințe, trăiește din iubire. Maestru Ciprian Crețu, pentru voi, femeia flutur. Mulțumesc, dragii mei, să aveți o zi minunată!